Să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Luca, capitolul 10. Voi citi de la versetul 25 la 37. Evanghelia după Luca, capitolul 10. Să ascultăm cuvântul Domnului. Un învățător al legii. S-a sculat să ispitească pe Isus și i-a zis, învățătorule, ce să fac ca să mă viață viața veșnică? Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Isus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care vrea să se îndreptățească, a zis lui Isus. Și cine este aproapele meu? Isus a luat din nou cuvântul și a zis. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au desprecat, l-au jefuit de tot l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaretean care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele unde lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos doi lei, i-a dat hangiului și i-a zis, Ai grijă de el și orice vei mai cheltuiți voi da înapoi la întoarcere.” Care dintre aceștia trei ți se pare că au dat dovadă de aproape de celui care a căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Dute, te de fășitul la fel, a zis Isus. Amin. Iubiți trași și surori, doamnelor și domnilor, sunt convins că pilda aceasta este prea bine cunoscută de dumneavoastră. La fel de cei care vă închinați împreună cu noi prin intermediul internetului. Este, dacă vreți, să spunem așa, capodopera pildelor Domnului nostru Isus Hristos. Este un cuvânt de o profunzime teologică și practică cum nu se poate întâlni nicăieri decât numai la Isus Hristos. Aceasta este pilda care ne pune față în față cu noi înșine, ne pune față în față cu Dumnezeu și ne pune față în față cu semenul nostru. Și aceasta pentru că este în tendința și în obiceiul nostru a fiecăruia să ne justificăm în fața lui Dumnezeu de orice facem și deseori să ignorăm pe semenul nostru. Însă Domnul Isus Hristos, prin pildă acestui samaritean, ne-a vorbit și ne-a arătat că El, de dragul nostru, s-a coborât din cer ca să devină semenul nostru, nu numai Dumnezeul nostru, să devină semenul nostru, ocupându-se de noi, ocupându-se de problemele noastre, Ocupându-se de nevoile noastre. Și, cum spunea David în Psalmul 40, versetul 1 la 3, ne-a găsit nu în locul cel mai potrivit. În groapa pieirii, în fundul mocirlii, în gunoi, în cenușă, bolnavi, dezgustători. Și totuși, El a venit la noi am devenit semenul lui de care el s-a ocupat îndeaproape ca să-l ridice. Frașe doamnelor și domnilor, Mântuitorul Iisus Hristos așteaptă același lucru de la noi care ne numim copiii lui. Să avem considerație și atitudine practică față de semenul nostru. <coughs> Pentru că semenul nostru este bolnav, de multe ori este flămând și gol, dezbrăcat, de multe ori este în călătorie pe la bisericile noastre, uneori este transpirat și miros neplăcut, alte ori semenul nostru are copii mulți și flămânzi, alte ori semenul nostru este la spital sau în temniță, alte ori este nerecunoscător, Dar, de regulă, este în nevoie. <coughs> și noi, dacă vrem să ne asemănăm cu Domnul Isus Hristos, trebuie să ne uităm la semenul nostru. Și trebuie să ne uităm cu milă. Deci, ia, în această dimineață voi veni în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Ți-ai văzut recent aproapele? Ți-ai văzut recent aproapele? În primul rând, noi toți suntem aproapele cuiva. Noi toți suntem aproapele cuiva. Când Domnul nostru Iisus Hristos a devenit și Dumnezeu și aproapele nostru, și noi suntem aproapele celui de lângă noi. Și când Domnul Dumnezeu din ceruri a venit la noi ca să ne vadă, să ne cunoască, așa cum arătăm noi, uitați cum ne-a văzut El. În trei aspecte distincte. Primul, dezbrăcați. Versetul 30, partea a treia, un om a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat. Omul este Adam și din el fiecare dintre noi. Felul în care Dumnezeu ne-a văzut, și vede este că am fost dezbrăcați de haina demnității, de haina moralității, de haina sfințeniei și drumul nostru este un drum printre tâlhari, printre cel rău. Cel rău este hoț și tâlhar, spune cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos în Ioan 10. Ne dezbrăcat de bucuria mântuirii, ne dezbrăcat de părtășia cu Dumnezeu, ne-a dezbrăcat de tot ceea ce ne încălzea inima ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să putem comunica cu Dumnezeu într-un mod direct și nemijlocit. A venit și ne-a mințit cel rău. Și cu toate acestea, în această condiție, Mântuitorul Iisus Hristos s-a dezbrăcat de gloria Lui din ceruri și a venit la tine și a venit la mine. O pildă care nu poate să fie ignorată, care nu poate să fie trecută cu vederea. Și întrebarea lui este aceasta pentru mine, întrebarea lui este pentru tine. Cum te uiți la semenul tău? Și cum îl vezi? Cum îl vedem? Poate nu mai are demnitatea care a avut-o, poate a pierdut-o prin păcat. Poate nu mai are gloria care a avut-o cândva, a pierdut-o prin păcat. Dar totuși, este un suflet pentru care a murit Isus Hristos. Este un suflet pentru care a murit Isus Hristos. Că s-a uitat la noi Mântuitorul Isus Hristos, nu numai că ne-a văzut dezbrăcați, ne-a văzut răniți. Partea a patra versetului 30, în traducerea nouă, Cornilescu spune un om rănit. Un om rănit. L-au bătut și l-au rănit, scrie în greacă. Ne-a rănit în caracter, ne-a rănit în abilitatea de a ne apăra, ne-a rănit cel rău în intelect, de așa manieră încât nu mai suntem în stare să găsim nicio soluție pentru redresarea noastră. Și uitați-vă în jurul nostru, uitați-vă la viața practică. Acest bos care nu știe altceva decât să jănească sub alternii, care se poartă ca un zbir. Dacă vorbești civilizat cu el, țipă. Uitați-vă la această soție care poate de 10, 15, 20, 25 de ani așteaptă un cuvânt frumos de la soțul ei. Nu știe altceva decât să rănească. Nu știe altceva decât să aibă cuvinte vitriolice. Uitați-vă la această la acest sos care așteaptă un cuvânt frumos de la soția lui. Dar nu știa altceva decât să picure ca o strășină, cum zice proverbe. Să rănească. Să rănească și iar să rănească. Sunt oameni care și-au făcut o profesie din aceasta. Ori de câte ori deschid cuvântul să rănească pe semen, să rămânească pe aproapele său. Ce s-ar întâmpla cu noi dacă Dumnezeu s-ar purta așa cu noi, frașii și surori? Ce s-ar întâmpla? Însă cuvântul lui pentru noi este un cuvânt. Eu știu gândurile mele cu privire la voi. Gânduri de pace, nu de nenorocire. Nu să vă nenorocesc, să vă dau un viitor, o speranță binecuvântată. Inima mea bate pentru tine, inima lui Dumnezeu bate pentru, pentru noi. Însă noi, în răutatea noastră, frașesororor, am ajuns până acolo încât atât de abili, atât de abili am fost. Eu am rămas surprins când am descoperit acest cuvânt în Isaia 43 cu 24, încât l-am rănit și l-am chinuit chiar pe Dumnezeu. Așa spune cuvântul Domnului acolo. Dar tu, Israele, și noi, eu, mai chinuit cu păcatele tale și mai obosit cu fără de legile tale. Și totuși Dumnezeu a devenit semenul nostru. Totuși, el a devenit semenul nostru. Apoi, este a treia condiție în care ne-a văzut Isus când am devenit semenul lui în stare muribundă. În stare muribundă. Partea finală a versetului 30, un om lăsat aproape mort. Suntem de multe ori în ochii Domnului niște morți care umblăm. Omenirea fără de Dumnezeu este moartă, dar morți care umblă. Pentru că este moartă spirituală, este moartă sufetesc, Omenirea așteaptă kindurile vieții eterne. Și în această condiție se roagă, poate cineva se va opri în dreptul ei. Lumea din jurul nostru suferă, este aproape moartă. Familii care suferă, copii care suferă, părinți care suferă, Soți care suferă, soții care suferă, biserici care suferă, lucrători care suferă, semenii noștri sunt în suferință și sunt în așteptare. Poate cineva se va opri lângă mine, poate cineva îmi va spune un cuvânt bun, poate cineva se va ruga cu mine, poate cineva îmi va lua povara, poate cineva îmi va da un telefon să mă ridice. Noi toți suntem aproapele cuiva. Problema noastră este, vrem să-l vedem sau vrem să-l ignorăm? Însă aproapele nostru poate este gol, este dezbrăcat, este lipsit, este rănit, rana din inima lui, din sufletul lui, rana din inima ei, din sufletul ei, este profundă, este adâncă și în loc să audă un cuvânt de ridicare, poate nu se mai aude cuvântul acela, poate nu mai auzi cuvântul acela, Semnul nostru poate ajuns într-o stare muribundă. Se mișcă, dar nu mai are viață, nu mai are poftă de viață, nu mai are dragoste pentru viață. Și când vine poate la casa Domnului, nici cântarea nu mai mișcă, nici rugăciunea nu mai mișcă, nici cuvântul Domnului nu mai mișcă pentru că a ajuns într-o stare de depresie, într-o stare muribundă. Ai fost vreodată în sarea aceea? Cred că ai fost. Cred că ai fost. Și într-o stare de felul acesta, să n-ai pe nimeni semen, să nu poți să fii semenul cuiva și să mergi să-l ridici, să mergi să-i să faci bine, să mergi să-i vorbești de bine. Mulțumim lui Dumnezeu că El știe să vorbească de bine. El vorbește de pace poporului său și preibițiilor lui, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa s-a făcut El semenul nostru. În al doilea rând, ți-ai văzut recent aproapele? El ne-a văzut. Ne-a văzut goi, ne-a văzut răniți, ne-a văzut în stare muribundă. Dar eu l-am văzut, tu l-ai văzut, noi ne-am văzut recent aproapele. Dacă ne uităm bine în pildă aceasta pe care o rostește Mântuitorul Iisus Hristos, ea zugrăvește foarte bine, pentru că Iisus a spus-o. Și El știe ce este omul și cum lucrează omul și cum gândește omul. Dacă ne uităm bine, deci în această pildă, Uitați cum avem obiceiul să vedem pe aproapele nostru. Primul obicei, indiferență și nepăsare. Indiferență și nepăsare. Versetul 31. Și din întâmplare un preot cobora pe drumul acela și văzându-l a trecut înainte de partea cealaltă. Și preotul acesta era credincios slujbei lui. Probabil tocmai pleca acasă de la slujirea de la templu. Că două ori pe an câte o săptămână se ducea să slujească la templu și poate tocmai se întorcea acasă. Respecta legea lui Moise, era religios. Sunt sigur că era un om cu familie. Dar relația lui cu Dumnezeu era o relație de datorie, nu de dragoste. Și când relația ta sau a mea cu Dumnezeu este doar una de datorie, nu de dragoste, la semenul nostru ne uităm cu indiferență. Ne uităm cu indiferență. Vinovăția noastră este aceea că purtăm numele de creștini sau copiii lui Dumnezeu, vedem condiția semenului nostru, am putea ajuta pe mulți și totuși stăm deoparte. Stăm deoparte. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu așteaptă ca eu și cu tine să nu fim indiferenți. Să nu fim indiferenți. Cum vă spuneam deseori, Vă spun din nou și astăzi, dacă te uiți în jurul tău și dacă vezi nevoia din jurul tău, dacă vezi pe fratele sau sora sau prietenul, dacă îl vezi pe semenul tău, că este zdrobit, este bătut, este aproape mort, are sufletul rănit, se comportă poate ca unul care nimic nu-l mai liniștește în suflet, dă-i un telefon, tu te și cumpără un porbagaj de cumpărături pentru hrană. Spune un cuvânt de îmbărbătare. Dacă are copii, du-i copiii la parc într-o zi. Fă liber pe sos și pe soție, pe mamă și pe tată, să mai, să mai răsufle. Du-i la un restaurant dacă Dumnezeu te-a binecuvântat. Plătește-le rata la bancă pentru o lună, să nu-și piardă casa sau mașină, dacă Dumnezeu te-a binecuvântat. Când știi să faci bine, și nu faci sau nu fac, știm bine ce facem. Ce facem? Păcătuim. Să vârșim un păcat. Trebuie să ne uităm cu milă, să nu trecem nepăsători. Preotul acesta își făcea doar datoria. Își făcea doar datoria. Dar noi nu trebuie să ne facem doar datoria. Noi trebuie să lucrăm cu dragoste. Pentru că lucrând cu dragoste, Mântuitorul Iisus Hristos a luat asupra Lui poverile noastre, păcatele noastre, nelegirile noastre, suferințele noastre, durerile noastre și le-a pironit pe lemnul de durere. Cealaltă atitudine, când te uiți la semen, când mă uiți la semen, s-ar putea să fie una de curiozitate și nepăsare. Curiozitate și nepăsare. Versetul 32, în traducerea nouă, Cornilescu, dacă vă uitați în cea englezească, cred că este sună la fel. Și tot astfel, și un levit, ajungând la locul acela, a venit și a văzut și a trecut înainte de partea cealaltă. Observați, elementul nou care este introdus aici a venit și a văzut. Deci preotul a zărit de acolo de unde trecea. Dar levitul nu numai că a zărit, a venit până acolo, s-a uitat, a văzut care este situația, a analizat situația și a văzut mai departe de drum. Pentru că el a dat dovadă de curiozitate. Dar nu acțiuni. Când te uiți la semenul tău, când mă uit la semenul meu, nu trebuie să mă uit la el și la starea lui, la starea casei lui sau la starea casei ei, numai din curiozitate, frați și surori, doamnelor și domnilor. Pentru că apoi să mergem cu teoriile noastre, știu de ce i s-a întâmplat, știu de ce a ajuns aici, știu, știu, știu și să le dăm opinia noastră expertă. Dacă necazul cuiva este curiozitate pentru mine, dacă necazul cuiva este curiozitate pentru tine, atunci nu mai lucrează în tine și în mine Duhului Dumnezeu. Semenul nostru, starea lui, condiția lui, nu este pentru curiozitatea noastră, este pentru noi ca să arătăm că noi trăiește Hristos. Trebuie să se vadă prin noi că suntem mâna lui Dumnezeu, să se vadă că suntem ochii lui Dumnezeu și plângem cu cel ce plânge. Să se vadă că suntem în mâna lui Dumnezeu care ridică pe cel căzut, îmbracă pe cel dezbrăcat, mângâie pe cel care are inima zdrobită, care are rană. Cum te uiți la semenul tău? Cu curiozitate? Cu curiozitate? Ca să știi din ecaz și după aceea să-ți oferi opinia? Să-i știi din ecaz și după aceea să, să, să formezi o istorie senzațională? Să-i știi din ecaz, dar inima să nu ți se miște? Uitați ce spune Scriptura despre astfel de oameni. Cine are bunurile lumii și îl vede pe fratele său având nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu cuvântul, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 1 Ioan 3, 17-18 Cine nu face așa, este găsit ușor în cântarul lui Dumnezeu. Uitați ce trebuie și ce spune cuvântul Domnului când ne uităm la semenul nostru. Frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă nu are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre voi le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Tot așa și credința, dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Dar va zice cineva, tu ai credința și eu am faptele. Arată în credința ta fără fapte și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dragi și cred și se înfioră. Vrei să înțelegi, omule, credința fără fapte este zadarnică? Un om matur, în Hristos, este un om care a depășit starea de indiferență și a depășit starea de curiozitate, de ignoranță față de semen. Semenul nu este obiect de istorie, de convorbiri lungi la telefon. Semenul nostru este un suflet pe care trebuie să-l iubim și lângă care trebuie să ne oprim și pe care trebuie să-l ridicăm nu întotdeauna este confortabil, nu întotdeauna arată cel mai bine semenul nostru, nu întotdeauna este cel mai atractiv, dar este semenul nostru pentru care a murit Iisus Hristos. A treia poziție este mila și fapta credinței. Mila și fapta credinței. Acest este punctul esențial pe care Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să-l atingă în această pildă, prin samaritean. Și anume, în viață, fi milos, pentru că îți poate veni rândul și ție. Îți poate veni rândul și ție. Iacob 2, 12 la 13, Matei 5 cu 7. În viață, fi binevoitor chiar și cu cei ce te disprețuiesc, cum erau samaritenii, niște disprețuiți în Israel. Pentru că Dumnezeu, care trăiește în noi, nu caută la fața omului și la vremea potrivită îți va întoarce binecuvântarea. Sacrificiul sincer cu lepădare de sine făcut în numele Domnului Isus Hristos pentru nevoia semenului frașeselor, domnilor și domnilor, înlătură vrăjmășia dintre oameni sacrificiul sincer făcut în numele Domnului Isus. Uitați ce spune Sfântul Apostol Pavel în această privință, Efeseni 2, 13 la 17. Dar acum în Hristos Isus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace și a împăcat pe cei doi Evrei și neamuri cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erau departe și pace celor ce erau de aproape. Iată, atunci când lucrezi cu milă, cu semenul tău, milă aceasta, ajutorul practic, aduce pace, îndepărtează vrăjmășia, îți face prieteni chiar pe vrăjmași, apropie oameni, apropie familii. Oare nu aceasta este biserică? Oare nu aceasta trebuie să fie credința creștină? Oare nu aceasta trebuie să fie trăirea noastră? Ce însemnează semenul tău pentru tine? Ce însemnează? Curiozitate? Indiferență? În al treilea rând, și să vedem samariteanul și semenul. În această pildă, Iisus Hristos este portretizat ca un samaritean. Un om disprețuit, un om neagreat de contemporani, dar un om care are inimă pe care Dumnezeu o cere să o avem față de semeni. Și în pilda aceasta, frașezilor, doamnelor și domnilor, dacă studiem îndeaproape, și am să vă rog să vă uitați împreună cu mine, sunt opt elemente esențiale, opt elemente esențiale, legate de samaritean și legate de noi. Elemente care au valoare profetică și care au valoare practică. Și lucrul acesta nu este un lucru la întâmplare. De ce? Pentru că cifra 8 în paginile Sfintelor Scripturi are o semnificație specială. Iisus a înviat în ziua a opta. Este ziua, naș cifra nașterii din nou. După potopului Noie, Dumnezeu a început din nou istoria oamenilor cu opt persoane pe pământ. Știm bine lucrul acesta, nu? Cu opt membri, unul Petru 3 cu 20. Marele împărat David, prototipul și strămoșul lui Iisus Hristos, este al optelea fiu a lui Isai, neînsemnat, un cioban, dar care ajunge împărat. Aron și leviții au început slujba preoțească a opta zi după ce au fost sfințiți și pus în slujbă, spune cuvântul lui Dumnezeu. A opta zi trebuia tăiat copilul împrejur și trebuiește și astăzi, în gândirea iudaică. Deci pilda aceasta vrea să ne vorbească că Iisus Hristos se ocupă de noi îndeaproape și din perspectivă practică, și din perspectivă sufletească, și din perspectivă profetică. Haideți să ne uităm la semnificația profetică, în primul rând. Cum se uite el la noi? Aceste elemente opte pe care am vorbit au următorul aspect. Omul din pildă. Primul, deci, omul din pildă. Omul din pilda noastră coborat din Ierusalim la Ierihon. Este oricare dintre noi pentru că toți am pierdut pacea, Ierusalim, cetatea păcii, și toți am coborât în cetatea euului nostru, a puterii noastre, a apărării noastre. Eu sunt omul acela din pildă și tu ești omul acela din pildă. Deci aș vrea să te vezi acolo, să te descoperi acolo. Și pe drumul acesta, departe de Dumnezeu, satana cu hoții lui, potrivit Ioan 10 cu 10, 8 cu 44, ne dezbrăcat de toată demnitatea noastră de oameni, pentru ca să nu mai vedem pe semenul nostru și nici pe Dumnezeu așa cum trebuiaște să-i vedem. Preotul din pildă. Și aș vrea să mă ascultați cu atenție. Primul preot menționat în paginile Sfintelor Scripturi este Melchisedec, Geneza 14 cu 18. Dar în pildă aceasta, Melchisedec nu este omul care să îndeplinească condițiile despre care vorbește pilda în sine. Apoi, următorul preot menționat în scriptură, și aici aș vrea să fiți atenți, este Aron. Aron. Dar nici Aron nu are punct și loc în preotul acesta. Pentru că uitați de ce? În vechime, preotul trebuia să mijlocească între oameni și Dumnezeu. Era cel ce mijlocea între oameni și Dumnezeu. Primul mijlocitor în vechime între oameni și Dumnezeu n-a fost Aron, ci a fost cine? Moise. Moise. Și preotul acesta îl reprezintă foarte bine pe Moise. Despre care cuvântul Domnului spune în Ioan 1 cu 17, partea 1, legea a venit prin Moise. Moise a adus oamenilor o oarecare cunoaștere de Dumnezeu prin legea pe care a dat-o. Dar această cunoaștere de Dumnezeu era o cunoaștere rece, care nu-l a ajutat pe cel căzut, nu-l a ajutat pe cel în nevoie. De aceea, preotul cu legea lui a trecut pe lângă Moise, a trecut pe lângă cel bolnav, a trecut pe lângă cel căzut, fără să-l poată ridica. I-a arătat legea. Și care este puterea legii? Apostolul Pavel spune în Roman 7 cu 7, cu 10, cu 13, că legea nu mai ne arată păcatul. Legea nu te vindecă, ți arată ce ai greșit, dar nu te ajută. Apostolul Pavel care spunea că el a împlinit legea, din perspectivă fariseică, nu spunea că el este neprihănit, ci după interpretare fariseică că el este neprihănit. Însă când el vorbea despre sine, în ce privește respectul lui față de lege și împlinirea legei, spunea, eu sunt cel din tâi dintre păcătoși, căzut din har, pentru că sunt un călcător de lege. Galaten 5 cu 4, 1 Timotei 1 cu 5. Levitul din pildă. Levitul este Aron. Este Aron cu fiii lui. Ei au adus o oarecare alinare păcătosului prin jerfele pe care le aducea. Dar era o alinare temporară. Iar alinarea de care noi avem nevoie nu este doar o anestezie, ca apoi după ce trece efectul anesteziei să ne trezim iarăși cu dureri. Noi nu avem nevoie numai de alinare, noi avem nevoie de vindecare. Tu ai nevoie de vindecare, semenul de lângă tine are nevoie de vindecare. Și aceasta nu este cu anestezie, cu ceva care durează o zi, o jertfă o zi. De deci aceea și levitul a arătat oarecare interes, oarecare curiozitate, n-a putut să ajute. Dacă semenul nostru este doar să mergem odată, să dăm mâna cu el o odată sau cu ea și să-i spunem un cuvânt bun și după aceea uităm de el sau de ea sau de situația lui pentru restul vieții, este nu uh, este o tratare biblică a nostru. Samaritianul, din pildă, deci al patrulea, Samariteanul. Samariteanul acesta făcea parte, deci și Iisus Hristos, că locuia din Samaria, Galileea, erau persoane care, considerate jumătate evrei, jumătate neevrei, erau considerați necurați, spurcați de către evrei. Dar Isus Hristos care se, care se prezintă ca un samaritan, el este acela care vine și are puterea vindecării. Și puterea vindecării pe care o are el este în cele două elemente, unde lemnul și vinul. Unde lemnul și vinul. În Vechiul Testament, unde lemnul este simbolic pentru Duhul Sfânt. Cu el se ungeau preoții, Levitic 8, 10 la 12. Pietrele și locurile consacrate sfinte, Geneza 28 cu 18. Ungerea pământului pentru a sfinții, Geneza 28 18 la 19. Ungerea împăraților lui Israel, 1 Samuel 16 cu 13. Identificarea prezenței lui Dumnezeu, Exod 30, 22 la 29. Acolo unde se punea un de lemnul și omul pe care se punea un de lemnul, omul acela strălucea. Unde dul Sfânt se coboară, se cunoaște, pentru că acolo rămâne urmă, se coboară gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu. Iisus Hristos a spus, din starea aceea și din condiția aceea căzută și aproape mort și zdrobit, am să pun peste voi un unde care, după care odată pus să străluciți, să fiți remarcați, să fiți cunoscuți că sunteți atinși de Dumnezeu. Și și în aceste zile, și în această vreme, mulțumim Domnului că Duhul Lui cel Sfânt ridică și face diferența. Poți să asculți o predică seacă, nu te ajută la nimic. Poți să asculți o rugăciune inteligentă, îți gâdele mintea și intelectul. Poți să asculți o cântare excelent interpretată tehnic, nu te ajută la nimic. Dar poate nu ești așa de profund în teologie, poate nu ești așa de profund în cunoștințe muzicale, poate nu ești așa de profund în arta rugăciunii, să roștești o rugăciune adâncă, dar dacă Vorbirea ta, cuvântul tău, telefonul tău, predica ta, cântarea ta, rugăciunea ta este însoțită de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Aceasta face diferență. Aceasta face diferență. Pentru că aceasta vindecă, aceasta ridică. Când la cel necăjit te duci și spui ce s-a întâmplat cu tine? Uite, diagnosticul meu este cancer. Frate, vezi de treaba, mai fost și alți cu cancer, lasă că nu mori. Cum l-ai ajutat? Cum l-ai ajutat? Dar dacă îi vei spune, frate, soră, uite, iau și eu două zile, trei zile de post, mă rog cu tine. Avem un Dumnezeu milos. Și puterea Duhului Sfânt este o putere de viață. Dumnezeul nostru este Dumnezeul vieții. Poți să-i dai 10.000 de dolari și bălnav cu cancer. Nu-l ajuți ca și când îi spui că te roși cu el și plângi cu el și îi porți povară. De ce? Pentru că este Duhul Sfânt acolo. Este un delemnul lui Dumnezeu care dă viață. Apoi este vinul. Deși în din în Sfintelor Scripturi uh, vinul este prezentat cu efecte negative și este Proverbe 23, 29 la 35, Osea 4 cu 11, Efeseni 5 18. În situația aceasta Iisus Hristos introduce acest element nou, vinul, pentru că este uh, cel ce curăță rana în cazul de față, este sângele lui care ne curățește cu adevărat rana și o vindecă. Este putere în rânele Domnului Isus Hristos, este putere în sângele Domnului nostru Isus Hristos. De ce că dumneavoastră că se vorbește mereu când ești atacat în conștiință, ori în duhul tău, în neliniștea ta, de cel rău? Pentru că el vine cu tot felul de atacuri. De ce credeți că este o poveste numai să spui, invocă sângele Domnului nostru Isus Hristos? Cel rău nu poate să stea în fața sângelui Domnului Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că prin acest sânge care a curs de Iisus Hristos i-a fost zdrobit capul. Și nu poate să simte și să suportă, să-i aduce aminte care are capul zdrobit. Dar l-are zdrobit, chiar dacă se crede puternic. Vorba lui Reichenbornche. să aduceți-vă aminte, frați și surori, doamne și Domnul ce scrie în Scriptură. Apostolul Petru spune, 1 Petru 1 cu 7 și, uh, și 8 zice, și diavolul ca un leu caută și răgnește pe cine să înghită. Și Raihan Borke spunea, citiți mai atenție, spune ca un leu pentru că nu-i leu, e ca un leu, e șoarice cu amplificare. Și-a cumpărat un amplificator mare și spire pe toată lumea, însă cel ce este leu cu adevărat este Iisus Hristos leul din Iuda. Și puterea Lui este o putere extraordinară. Puterea Lui este o putere de viață. El este Domnul vieții. El este Domnul vieții. Rănile Lui sunt ceea ce te pune pe tine în picioare. Mă pun pe mine în picioare. Al șaptele element, animalul din pildă. În Luca 10 cu 34 mi se spune că Samaritian a pus pe cel rănit și mort pe jumătate pe dobitocul său. Dar nu-i spune numele. Este foarte semnificativ acest lucru. Nu-i spune numele. În de obicei, animalul care umblau în vremea aceea era fie un catâr sau uh, asin, fie un, fie un măgar. Aici nu este spus animalul, și este spus cu, cu tâlc. Știți de ce? Pentru că, spune cuvântul Domnului a pus pe cel rănit, pe animalul său, pe dobitocul său și el mergea pe jos, lângă el. A fost odată unul care a mers pe jos. A mers pe jos și a pus pe umerii lui pe cel rănit, o lume întreagă, povara lui. Și s-a dus pe jos, și s-a dus pe jos până a urcat pe dealul Golgotei. Iisus ducându-și crucea, Vedeți că nu este pomenit numele animalului. S-a făcut el ca un animal de povară în locul nostru, ca să ridice nevoia ta, să ridice nevoia mea. S-a uitat la tine și la mine și a zis, Lazar este semenul meu, Maria este semenul meu, el este semenul meu, el este semenul meu. Nimeni nu se uită la ei. S-au uitat și au ignorat. S-au dus de curioși să le facă povești. Am să iau pe umerii mei și am să-i port eu. Și când ia Domnul pe umerii lui, Cuvântul Domnului trebuie să facă atunci semnificație mai bună pentru tine. Ascultă-mă, Iacobe, și tu, Israele. Nu te teme de nimic. De la originea ta, de la nașterea ta și până la dânci bătrânețe te-am purtat pe umeri și tot vrei să te mai port pentru că pe umerii lui, pe, ar, pe brațele lui a tot puternice este protecție, este siguranță cu adevărat. Cel rănit în brațele Mântuitorului Iisus Hristos se poate recupera. Cel cu inima frântă în brațele lui se poate recupera. Aduceți-vă aminte când aveați copii mici aveam copii mici, era o bucurie să-i pun pe umeri, să-i port pe umeri. Se sepțeau în siguranță când Domnul te poartă pe umerii lui, indiferent cât de rănit ești. Ești în siguranță divină. Ești în siguranță divină. Apoi este Hanul și Hangiul, cel de-al optele element. L-au dus la Han și la Hangiu. Iisus Hristos a avut grijă ca tu și cu mine să intrăm în biserica lui Dumnezeu. Și în această biserică lui Dumnezeu, păstorul să aibă grijă de nevoia ta să nu uite de tine, să fii pentru el un semen cu adevărat, să fii pentru el acela pe care, de care se ocupă, cum s-a ocupat Iisus Hristos de noi de fiecare. A dat doi lei, a dat dintre ai lui și a spus, dacă aceasta cheltui la întoarcerea mea, să plătesc din nou. Este foarte posibil aluzia profetică să fie, dacă doi lei a dat, poate că sunt două mii de ani, după care el să se întoarcă înapoi pentru că este suficient 2 lei ca să satisfacă nevoia în, Han, în Hangiu pentru, uh, uh, și Hangiului pentru cel uh, necăjit, pentru cel care a fost bătut zdrobit, rănit și dezbrăcat furat de diavolul și de toți tâlharii lui a spus 2 lei, 2 lei ți-ajung până mă întorc eu înapoi probabil că suntem, nu probabil, cu siguranță frașestrori, doamnelor și domnilor suntem în această, în această vreme în acest moment când venirea Domnului nostru Iisus Hristos este la ușă cei doi lei s-au consumat. Și a spus, când se consumă, mă întorc înapoi. Vino, Doamne Iisuse! Vino, Doamne Iisuse! Este timpul să se întoarcă, Domnul. Într-adevăr, trăim vremurile din urmă. Aceasta este semnificația profetică cu care Iisus Hristos a zis, uitați-vă la semenul vostru, uitați-vă ce am făcut eu cu voi, uitați-vă la samaritean. Și apoi este semnificația practică. Noi trebuie să fim ca Mântuitorul nostru Iisus Hristos adevărați samariteni. În pilda noastră, el a făcut șapte lucruri pentru cel căzut între tâlhari. Șapte lucruri, adică o lucrare de săvârșită. O lucrare de săvârșită. Care sunt acestea? Deci, ca tu și cu mine să fii Samariteanul de care se folosește Dumnezeu. Ca tu și cu mine să ne uităm la semenul nostru cum s-a uitat Iisus Hristos la tine și la mine. Șapte lucruri. Primul. A venit unde era cel căzut. Luca 10 cu 33 partea întâi. 2. A privit cu inimă compasionată, miloasă pe cel căzut. Luca 10 cu 33, partea finală. 3. I-a legat rănile și le-a vindecat, le -a vindecat turnând ulei și vin pe ele. Luca 10 cu 34, partea întâi. 4. L-a pus pe animalul său, Adică l-a ridicat din locul unde era căzut, nu l-a lăsat acolo. Luca 10 cu 34, partea a doua. 5. L-a dus la Han și la Hanjiu. 10 cu 34, ce? 6. A avut grijă de el acolo. 10 cu 34, finala 35 și 7. A făcut promisiune pentru întoarcerea sau verificarea condiției lui. 10 cu 35. Ce bine că Iisus Hristos nu se mulțumește numai cu un telefon care ne l-a dat. Mi-l mai dă și pe al doilea, și pe al treilea, și pe al patrulea, până când zice, ești bine acum? Ce bine că Iisus Hristos nu ne dă numai o mâncare. Am să-ți aduc și breakfast, am să-ți aduc și lunch, am să-ți aduc și dinner, îți aduc și mic dejun, îți aduc și prânz, îți aduc și cină. Ce bine că Iisus Hristos nu ne dă numai o haină. Am să-ți dau și una de schimb. Pentru că El toate lucrurile le face desăvârșit. 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 De deci, ce, frați și surori, doamnelor și domnilor, în concluzie, în această dimineață, ți-ai văzut recent aproapele? Ai văzut pe semenul tău recent? Te-ai plecat la nevoia Lui? Sau nu mai fost curios să vezi, să auzi ce i s-a întâmplat? Ca să mai nasc o, o poveste? Să mai adaugi la necazul Lui sau la necazul ei? Ori te-ai purta numai cu curiozitate, mă duc să văd ce se întâmplă. Semenul este în nevoie, iar tu și cum e suntem aproapele acestui semen ca să putem să fim de folos trebuie să cheltuim dintre al nostru este greu să ierți pe cineva dar trebuie să iertăm este greu să întinzi mâna după ce ai fost rănit dar trebuie să o întinzi este greu să fii milos după ce nu ți s-a arătat în mire ci ți s-a arătat opresare dar trebuie să fii milos este greu ca tu să fii primul, cel din tâi în fapte bune, după ce ai fost ultimul om în fața multor oameni, dar trebuie să fie așa. Pentru că uitați-vă și să ne uităm la Isus Hristos. Toate lucrurile pe care tu și cu mine spunem că le suferim, Iisus Hristos a spus așa, când o să vi se întâmple aceste lucruri rele, să știți că mie mi le-au făcut mai întâi. Dar eu, tot cum milă m-am purtat, tot cu iertare, tot cu ridicare, tot cu mână întinsă, tot cu mâna plină, tot pe umerii mei v-am portat, tot în palmele mele v-am portat, tot în brațele mele a tot puternice v-am portat și v-am portat pe arep ca de vultur. Pe arep ca de vultur. Ți-ai văzut recent aproapele? Și dacă da, ce ai făcut? să ai văzu recent aproapele? Te sfătuiesc în numele Domnului Isus Hristos: să nu-l mai vezi cum l-ai văzut ieri. Să-l vezi ca Isus Hristos. Să nu mai treci pe lângă El cum ai trecut ieri. Să te oprești ca Samariteanul milostiv. Să nu mai fi doar curios, ci să ai o inimă plină de milă și de îndurare. Pentru că Lucrarea lui Dumnezeu și principiul pe care el a stabilit este acesta. Cum ai făcut? Așa ți se va face. Ce seamănă omul, aceea va și cera. Mă rog Domnului să știm să semănăm milă, dragoste, iertare, bunăvoință, ridicare, pentru că la vremea potrivită Dumnezeu să se îndure din nou de noi cu dragoste, cu milă, cu iertare și cu ridicare. Amin.